Că da. Suntem primii oameni din lume Așa. care, iată, am reușit să aducem la podcast un mort. Nu iar trebuie. mortul este viu. <laughs> ne popa oameni buni! Tuturel, Filimon! Păi, Pe periodic, periodic sunt uh, mort. Eu am și alte zile când primesc vestea neplăcută, în ceea ce mă privește. Dar. Uh, familia mea re a reacționat cel puțin la început. Eu, hai, hai să spun că spune așa că îți moare moartea, nu? Dacă se spune că ai murit și n-ai murit. Acum sunt bătrân și liniștit. <gântu> -s> da, ați fost și tânăr și neliniștit. Aha. Și tânăr și aproape bătrân și neliniștit. și <gântu -s> <gântu -s> popa. Pe. Și mata la viața mata, ai iubit viața. Da, da, da. Adică dacă mai beau un pagar, îi spun, îi spun la pisică cu uscră. <grijă> <grijă> Tata, săracul mi-a zis, bă, o să ajungi de râsul lumii. Și uite că de râsul lumii am ajuns. I a zis, domne, și cum am, am, spus, am spus eu, băi, tată, mie nu mi-a plăcut niciodată cartea, dar am fost blestemat să învăț toată viața. Care a fost cea mai grea încercare? Nu știu, când am jucat cu mama moartă în casă. Acolo, ăla, chiar astea sunt dure. Ăla a fost momentul dure, pe care dure, dure, nu aveți cum să-l scoateți. Nu, pe cum? Vă murise mama da. și v-ați dus să jucați, da. iar apoi v-ați dus să o mormântați. Da, mi-am văzut de treabă. Știi că iau probleme acolo. Cu și probleme. comedie. Se spune de multe ori că oamenii care fac comedie sunt triști în viața de zi cu păi, zi. Păi, n-ai cum altfel. N-ai cum altfel. Știi de ce? Pentru că uh, momentele comice sunt triste, de fapt. Cea mai mare dezamă dezamăgire, n dezamăgire că n-am putut la un moment dat să, să joc ce-am vrut. E grea pensia? E grea, Dumnezeu, dar de-aia de trebuie să o faci frumoasă. Vezi că Dumnezeu nu m-a lăsat. Știi, eu nu sunt uh, uh, fanatic, dar uh, am credința în Dumnezeu. Știi, și vezi că nu m-a lăsat și e bine așa, e bine, e bine, e bine. Mă mai ceți vreo aminte, vreo replică din la blog? Pe când mă bătea american, ai mă, americane, mă! Când trebuia să mergem undeva și nu mă lua pe mine. Da. Și mă, bă, tu rămâi acasă, de faci curățenie pe aici, nu știu Și eu mă țeam pe lângă el, făceam, ai mă, americane, ai mă! Au, 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 ai mă! Isabete. ce de bun. Acest podcast cu tine. să la podcastul la casă la măruț. Știi ce zic? Salutare oameni buni și bine ați venit la podcastul la casă la măruță. Trebuie să vă anunț pentru de la început că avem o premieră în online-ul românesc și nu numai cred că și mondial. Ciucă, da. suntem primii oameni din lume Așa. care, iată, am reușit să aducem la podcast un mort. Nu iar cred. mortul este viu. <laughs> ne popa oameni buni, Tudorel Filimon! Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Ne bucurăm mult că sunteți aici, pentru da. că și pe dumneavoastră v-au apăsat de atâtea ori știrile astea. Bă, a murit -a Popa de la bloc. Păi? A murit -a Popa, a murit -a Popa. Băi, oameni buni, n-a murit. Omul ăsta e viu. Păi, periodic, periodic sunt mort. Și acum, cum să spun, se spune că sâmbăta religios e sâmbăta morților. Da. acum, eu am și alte zile când primesc vestea neplăcută în ceea ce mă privește. Dar familia mea re a reacționat cel puțin la început. Eu, hai, hai să spun că spune așa că îți moare moartea, nu? Dacă se spune că ai murit și n-ai murit. Dar cum De a fapt? fost chestia asta? Prima dată a apărut într-o știre undeva, într-un ziar, da. cum a fost? V-a sunat cineva da. sau soția s-a speriat? eu am participat la prima echipă cu ferma vedetelor da. prin 2015. Și acolo Întâmplător m-am dus uh, bolnav, adică nu mai puteam uh, Tușam în continuu și, nu fără temperatură, dar tușam groaznic, știi? Și uh, la un moment dat uh, nu mai puteam sta acolo, că acolo era de muncă Normal. la ferma vedetele. Și m-au trimis acasă și mi-au înscenat o, o internare din aia cu salvare, cunoștință, mi-au pus m-a cablat, m a nu știu ce, ca să, uh, și o filmat, totul, filmat, știi? Și m am venit acasă, m-au acasă și lumea, eu, eu, care stăteam așa cu ochii închiși, în salvare, ăștia mi-au interpretat și deci că a murit la asta ca să murte. Știi și momentul ăla, Dar eu nu mi-am dat seama, dar bă, după un timp apare în cancan -can, -can uh, știrea. De, de știrea, știi? Plus că neamuri de-ale mele, copiii mei, bă, tată, ce ia ce... Și, și de atunci, periodic, periodic, am vrut să-i dau în judecată, dar mai mult mă costă... Tribunalul. Tribunalul, că lasă e așa, bă, dacă vor ei... de deci oameni buni, a popa, <coughs> Tudorel Filimon, e viu. E viu și e un om foarte mișto, care în iulie, pe 26, schimbă și prefixul. Da, fac 70 de ani de activitatea revoluționară. Mulți înainte! Mulțumesc mult, îmi place că acum de când sunt pensionar, nu mai stau la o coadă la lapte <laughs> și mai beau cât în spriți seara, dar asta nu înseamnă coadă. Dar mă simt bine, mă simt excelent, am ieșit de la pensie, deci sunt pensionar, lucrez la proiecte particulare și acum sunt în repetiție cu un spectacol, cu un nou spectacol și deci viața merge înainte, nu pot să stau acasă. Mi se pare firesc, toată viața a fost pe scenă, vreți a... să fiți în continuare. Dar pensia cum e? Doamne, nici prea, prea, nici foarte, foarte. Ne mai ajută Uniterul, că dacă am activat acolo și încă activez și bine, cotizație, nu știu ce, sigur că... Să, la și te ajută. Pentru că după anumită vârstă ai nevoie uh, să și pentru medicamente, și pentru uh, traiul de zi cu zi, pentru că sigur, e, nu e ușor. Sigur, sigur, sigur. sigur. mai ales că uh, medicamente. Uh, nu mai suntem cum am fost, nu mai avem, în uh, ceea ce mă privește. Uh, eu dorm cu uh, din asta cu. Uh, o mască, pentru că am avut niște probleme de respirație, nu din asta COVID sau uh, o formă de respirație așa și de atunci dorm cu, mi s-a sugerat să dorm cu o mască și probabil că am rămas dependent măștii și, și acum dorm cu ea. Cu mască de oxigen. M-am îndrăgostit de ea, dar fără ea nu mă culc. așa avea și somnul mai odihnit, pentru că de la oxigenul ăla altfel. Și așa mă scol și mai târziu, pentru că somnul ăla s-a cadat, respirația e așa, poartă așa frumos, știi? nu, e o chestie care m fi lecuit eu de boala asta, dar masca a rămas... Acolo, o simțiți ca o plasă de siguranță. Unde mă duc, iau masca. Nu, 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 nu e problemă. Oameni buni, o să povestim despre ce a însemnat serialul La Bloc. O să vorbim despre viața lui Neapopa din La Bloc, dar o să vorbim și despre viața actorului Tudorel Filimon, da. pentru că, așa cum ați auzit, chiar dacă schimbă prefixul, face proiecte particulare și în continuare uh, are energie asta să fie pe scenă. Da, uh, eu împline, voi împlini anul ăsta 70 de ani, dar... Uh, pe 26 iulie pe pentru 26 fani, iulie. să știți. Știi, când eram în... Uh, în facultate. Da. Luam bursa pe 26 ale lunii. Ma. Și acum zic, bă, pe 26 ale lunii... <laughs> Avem bani să dăm de băut. Avem bani să dăm de băut, da. Uh, vreau să spun că uh, vârsta asta, nu știu dacă o aștept așa, că... Hai să spunem că eu o vârstă... Uh, am, am intrat în vârsta a patra, dar... Dar, să știi că... Mă consider... Uh, cu mintea, cu, cu mintea, uh, nu cu minte, cu mintea, uh, din vârsta la, hai să spunem, nu așa, la 50 de ani, adică... Prezent, îmi, actual, îmi dornic să, fac, să facă... Să, glume, să fac lume, să râd de aia, probabil că... Uh, nu mănânc pâine, dar râd foarte mult. Dar știți deci... care e problema? Păi e problema pentru că repetați foarte mult pentru piesele de teatru. Mereu sunteți în în da, uh, priză. Repet, repet, repet. De ce? Sunt unii pe Dumnezeu și el a fost foarte generos cu mine prin uh, faptul că am fac multe, pie fac multe piese. Nu trec de la o piesă la alta. Eu am zis așa, o piesă pe an, dacă fac, sunt mulțumit. Dar cum v-ați apucat de teatru? Nu C știu. Unde v-ați născut? În București? am născut în București, dar... Uh, Uh, am făcut liceul uh, la Cantemir, am fost la secția de uman, uh, la citit, da. uh, Nu mi-a plăcut uh, părțile astea fixe, uh, reale. Din da, asta. Da. Matematică, că, fizică. Nu, doamne, nu. nu sunt împotrivă, dar uh, mai sunt și alți oameni care pot face, pot, mă pot înlocui. De? Și am ales uh, mai ales cititul. Uh, nu știu cum, eu cred că uh, eu cred că Dumnezeu. Când, când au ajuns la ce să facem cu copiii ăștia, la, în jurul vârstei de 18 ani, mă, bă, cu ăla ce facem? Lasă-l la teatru. Pentru că nu-mi dau seama de ce m-am făcut actor. Eu nu știu de ce Pentru am că făcut Familia nu avea nicio legătură din familie. Nici legătură, știi? Știi acum cum se glumește cu mine? Știi că a fost scriitorul la Ciocoiul Vechi și Noi, da. Nicolae Filimon. Și mulți îmi spun, băi, Nicolae Filimon. Nu? Tudorel." Nicolae a fost ciocoiul vechi. Eu sunt Tudoril, ciocoiul nou. Știi? Ca să dau niște. Să creez o, o explicație aici, ca să dau o explicație, știi? Da, și. Adică m-am pregătit pentru teatru, mi-a plăcut teatru, am văzut și când eram în liceu, spectacole foarte bune, actori mari, care, din păcate, nu mai sunt. Și m-am trezit la teatru. M-am pregătit, vreau să spun, că e o muncă, nu, e, nu te joci. E o muncă, Nu, nu e, e o joacă. Și uh, 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 tata săracul mi-a zis, bă, o să ajungi de râsul lumii. Și uite că de râsul lumii am ajuns. <laughs> I-a zis, dom'le, și, formă, am, spus, am spus eu, băi, tată, mie nu mi-a plăcut niciodată cartea, dar am fost blestemat să învăț toată viața. <laughs> tata, mama v-a văzut pe scenă la teatru? Da, da, da. Asta e o bucurie. Da, e o bucurie să vezi și avem cele mai mari emoții. Știi? Când vii cu prieteni, își vin prieteni, fete astea, știi? Nu, e când vin părinții... Și e altfel. Uite, de exemplu, saraca Tamara nu? jucam cu ea într-un spectacol în, în pantofi de damă alu Astalos și... Ea era, doamna și eu eram în pantofarul. Bine, de. acțiunea era o, o mică comedie cu cântece, cu zice. Ei, și la un moment dat respira foarte greu, bine, ea avea un plămân, avea și respira foarte greu. Și, doamna să chem salvarea, nu începuse spectacolul. Să chem salvarea, nu. Dar de ce ești să E Mihai în sală. Era nepotul, Mihai Constantin. Da, exact. Nu conta Poate că... cei mai tineri îl e... știu din liceenii, pentru că din licenii, încă, încă liceenii Dar E un actor foarte bun. Ionica. Ionică din liceenii. Un uh... actor senzațional. Da, da, da. Și deci, uh, numai că de prin faptul că era uh, băiatul ăsta, era Mihai în sară... Nepotul avea emoții. Nepot, nepot. Și Tocmai. mai Neapopa sau uh, Tudorel Filimon. Cum spui... Nici nu mai contează. Bine. Eu vreau să dau noroc cu dumneavoastră și să vă mulțumesc că facem podcastul ăsta împreună. Avem un vin de Sâmburești pe care vi-l dăm și dumneavoastră. Nu vă lăsăm să plecați cu mâna goală acasă. Da, mulțumesc. Se pleacă cu vin de Sâmburești. Extraordinar. Și sperăm să vă placă. Noi vă recomandăm ia te un cabernet Sauvignon. Exact da. ce trebuie. Stai să-i spun și nevestimii. Vezi drăguța cum vine finul la naș? Gata. <laughs> și să știți că îi zice drăguța nu ca un alint, drăguța mea. Și pur și simplu pentru că așa o cheamă, drăguța. E, e, da. Drăguța vine, vine, acasă și cu roșu și cu alb. Eu mă da. bucur că da. suntem la podcastul ăsta împreună. Și asta vreau să știu. Da. Și după aia, ce deci, ați intrat la teatru, actor? Actor, la... am intrat la teatru... La clasa doamnei Beate Fredanov, care a, a pregătit generații și generații, hai să vorbim de Ion Caramitru, de domnul Cotescu, de Ogășanu, Costel Constantin, de Mrădulescu, de, 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 deci mulți, da dai seama ce... Plus, sunt mulți de numerat, dar eu o să mă opresc că nici pe mine nu mă bag. Nu m-a pregătit. Așa? Am terminat școala și am fost repartizat, ca așa se întâmpla atunci. Da, da, te Prin repartiție guvernamentală. Ajungeai la un teatru și șeful de promoție alegea un oraș mare și ceilalți și eu am ales Turda. Era lângă Cluj, avion până acolo, hop, hop, și... Că nimeni nu știa că eram sărat, știi? Avion până acolo, ai urat, că urcai la clasa doua, la tren. E... Și am stat acolo, apoi m-am plecat, am făcut armata șase luni și pe m-am mutat la când la, la, a luat Clujul. Și practic uh, ați fost actorul Clujului. Uh, da, da, da. da. Am jucat acolo până... Da, și acolo am avut niște... Am lucrat cu mare actori uh, și, și cu ac regizori. Și acolo v-ați găsit și... Uh, dragostea. Prima, și dragostea, da. Prima soție. Prima soție... Culmea, fii atent. Atenție mare, nu era actriță. Cum ați cunoscut-o? Mai o... aminte? Eu am făcut un spectacol care a fost rupere pe vremea aceea, pentru prima oară în România, cu toate problemele acelea politice și uh, eu am făcut iubirea uh, după Alfred Jari. Da. Nu se făcea, era o parodie a lui Macbeth, știi? Și L-am făcut așa, la teatru de păpuși, ca să îndepărtăm puțin pericolul, știi, să se poată juca. Și ea văzându-mă, nu, că nu, nu ne știam, ne-am vrut să ne cunoaștem, ne-am cunoscut și de atunci a urmat o prietenie care pe mă... Dar unde lucra? Ce făcea? Era studentă. Opa. E că era mai mică decât mine cu 9 ani. Când era ea studentă, eu mă cocosam pe scenă. <ră> e... Și v-ați căsătorit? După cât... Da. Timp? E, nu știu, cred că după vreo trei ani. Și am avut fata la început, care se cheamă Catrinel, e botezată de colega mea, Catrinel Dumitrescu. Da, și câți ani are? Dacă pui anul ăsta, are și 39 de ani. Fica, deci fata, Fica, fata, 39 de ani da. și e la rândul ei mamă. V a făcut B bunic. M-a făcut bunic. Cu Clara Maria. Clara Maria, fetița care s-a născut în 2012 să vă trăiască. Mulțumesc și fie să trăiască. Am auzit că fiul tău, David, nu? Da. A fost ziua lui de naștere. Da, mată. exact. 12 ani. Mulțumesc mult. Da. Uh, uh, cred că am, am, um, uh, am trimis și eu ceva. Dacă nu, am să o cer pe mea că nu mi-a amintit eu sunt mai chior, așa că m-am operat aici la ochiul ăsta și văd ce vreau. Am, am citit o chestie bună și trebuie să vă o zic, da. că fac doar o paranteză legată de chestia asta cu ăștia, chiori. Da. Și uh, era ceva de genul, am văzut undeva pe Facebook și mi-a plăcut, pe Instagram, mi-a plăcut mult de tot și vreau să vă citești neastră. Și asta în special pentru cei care ne urmăresc. Respectați oamenii care poartă ochelari ei au plătit bani ca să vă vadă. Așa e, da. Mi-a plăcut mult de tot. Am văzut pe un cont de Instagram, stai să știi cum de la oameni.arbori.cărți. Căutați pe Instagram oameni.arbori.cărți și mi-a plăcut. Respectă Foarte oamenii mă. care poartă ochelari. Ei au plătit bani ca să te vadă. De-aia mă respectă. România altfel. <laughs> <laughs> și deci trinel 39 A. de ani, prima. Primul uh, copil. Primul copil, da. Și apoi? Poate uh, mi-am avut... Uh, Că nu v-ați oprit aici. Nu, nu, nu. Nu, după 5 ani mi s-a năs născut și băiatul, Adrian Filimun, uh, care uh, uh, acum el st stă încă la Cluj. Uh, eu pur m-am divorțat uh, de mama. Cu și stai așa, vreau să spun, uh, cum crezi că o cheamă pe fosta mea soție, pe prima mea soție? Nu știu. Codruța codruța iar pe actuala drăguța drăguța <laughs> și fiate este o actriță foarte bună la Teatrul Notara pe care o cheamă crenguța și i-am spus eu, măi, crenguța, dacă te luam pe tine și după două căznicii cu codruța drăguța și a treia crenguța Era... ce făceam eu, mă? <laughs> V-am bătaie în fiecare zi. Că îți dai seama ce era acolo? Că sigur, le încurcam. Le... numele. <laughs> și așa am avut probleme, știi? Da, că povestim imediat da. și despre treaba asta. Da, și spuneți-mi un pic, așa. Și deci, practic, v-ați căsătorit, ați avut doi copii și apoi. De ce v-ați despărțit? Nu știu, din. cauze -a mai funcționat? Subiect? Da, sigur, sigur, sigur. Și -a am fost de acord amândoi, am divorțat și. Am pe. și atunci eu am uh, 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 um, Am intrat într-un proiect uh, cu. un serial la. La TV la La Arlechino. în rolul principal era uh, Gruia, Sandu Mihai Gruia. Eu eram cu o armă în cală, într-un cuplu pe cală cu tândală și erau mulți, mulți colegi. Și care acolo ați cunoscut -o pe actuala? Nu, 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 nu. Uh, acolo am cunoscut mai multe dar uh... <laughs> Neapopa, fii sincer cu mine Acum zis nu, 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 ca nu, să -a. pun uh, personajul de film, adică nu actorul uh, El Filimon. Elfilimon și ma ta, la viața ma ta ai iubit viața da, da, da știi că l-am pe un, co un coleg știi, care zice că uh, nu vreau să-i spun numele și de ce, că astăzi i-a murit tatăl. Vorbesc de Dan Tudor. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe tatăl lui. Acum, după amiaza asta. Și... Da, dar el Dumnezeu spune așa. Zic că dacă mai beau un pagar, îi spun, îi spun la pesică cu uscră. <ră> știi? da, aia am vrut ca să... Știi? E da? bun asta. Deci <ră> dacă, dacă, mai beau un pagar, zic la pesică cu uscră. Ok. Da. Și, bine, bun, am divorțat și... Uh, uh, M-am reîntâlnit cu o fostă prietenă din perioada, de când, când, perioada când eram la, la, la Turda Deci a fost o dragoste care n-a fost închisă? N-a fost închisă, știi? Este parcă eram ăla cu după 20 de ani, știi? Exact după 20 de ani am deci după reîntâlnit. 20 de ani? În gară. Nu cred. Da. Adică pe peron? Uh, pe peron. Adică plecați de la Cluj? Nu, eu așteptam să-mi vină o, 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 băiatul de la Cluj, parcă. În București și... v-ați întâlnit? În București, în Gara de Nord. Și mă rog, să ne mai întâlnim, nu știu ce. Deci păi, cum ați, v-ați revăzut pe pe Ne-am revăzut, pentru da. Pentru că vă da. știați de, de mult, și? Da, și mă din vorbă în vorbă, de așa, să ne mai întâlnim, nu știu ce... Și a venit momentul zero. Când? Noapte bună, copii! <laughs> Când, iată, Drăguța... Iată, a devenit soția mea în 2004, în timp ce lucram la serialul La Bloc. Dar știi cum a fost cu serialul? Deci erați în timpul serialului La Bloc. Da, sigur. Ați cunoscut-o pe Drăguța. Mai înainte, dar în perioada, în timp ce filmam la, da, la uh, serial, uh, am hotărât și nașii noștri au hotărât să facem nunta pe, în, 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 octombrie 2004. Și erau filmări atunci, nu? Eu eram în prin sezon, cum? Pe nunta am filmat-o, am programat-o pe 23 octombrie, pica sâmbăta. Eu am filmat până vineri, da. sâmbăta am unie civilă și nuntă, și duminică ne-am odihnit și luni la filmare. Pe cum adică? Adică măta ai filmat, te-ai dus, ai zis da la starea civilă, sâmbătă și apoi te-ai întors înapoi la filmare. Nu, am stat o duminică. Ai avut luna, mă, am avut luna de miere. picioarele. Am avut una de miere, da. <laughs> că dai seama cât am dansat și eu nu prea duc la asta. Și, și, și cum a fost? Au fost colegii din la bloc? Au fost colegii și da, prieteni, da, colegi, aproape toți colegii de la bloc. Am înțeles că America nu a jucat un rol important atunci. Uh, da. Uh, Știi cum a fost? Că acum... E, e, noi aveam... E, cum se cheamă? Domnișoară de onoare, da. dar nu aveam cavaler. Și o filmând cu americanul, și cum mă, băiatul ăsta nu e însurat, că trecuse printr-o situație, și mă, băiatul ăsta nu e însurat, ia să-l rog să... Măi, americani, ce faci tu sâmbătă, bă? Pe băi, eu mă duc că la am la un K1 și mă întorc pe sâmbătă și... Mă, nu vrei să fii cavalerul meu de onoare? Cum mă? Bă, am domnișoară, dar n-am cavaler. Hai, nu cu mine, cei lumânările, nu ce? <laughs> Și, bă, mă duc la, la Brăila, bă, dar te în timp util, că ce fac, pără cavaler, cu ce intru eu acolo, la, în biserică? Să a venit, mă, s-a să acasă, unde stă în, acolo, pe piața Traian, S-a dus acasă, s-a întors cu costum frumos și omul a fost... Și deci americanul a fost cavalerul dumneavoastră da, de onoare da, la da, cea de-a doua nuntă. Da, da, da. Sigur. Cu de drăguța. De, da. da. Foarte mișto a fost. Ne și sunteți căsătoriți practic de cât timp? De 24, din 2004 cât? 19 ani. De 19 ani. Și prima căsătorie cât a fost? 13 ani parcă? Cap acolo, da. 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 Până în 2000. De 19 ani. Cu drăguța. 19. Da. Și cum e viața cu drăguța? E bine. E bine, e bine. Dacă nu e... Dracu mă lua, dacă nu mă lua. Ce mă dau ăia mori? Mă, mă, mă comemoram până acum. N are grijă de mine, nu? Da. Sunt foarte mulțumit. Ei, mai scape un pepene așa, dar nu, 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 mă întoarce, mă întoarce. C nu. Grijă, are grijă cu alimentație, cu... A, cu medicamente acolo, mi le pune a cumpărat cu cuțiuțe în alea pe zile da, 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 exact. Și, -și pune acolo. Eu, mai când am deplasări din astea, pe ce mă fac? Oamenii care se uită la podcastul nostru și-și nostru, uh, uh, aduc aminte de serialul uh, La Bloc, uh, încearcă acum uh, o, să suprapună imaginea din La Bloc cu Neapopa care e la podcast acasă la Măruță, pentru da. că uh, dumneavoastră când am povestit și la telefon a zis, bă, iau mă cămașa aia în carouri și îmi pun și bască în cap. Păi da, așa era. Adică... Patru ani de zile așa am fost. Nu, la, nu chiar, în trei ani și ceva, că la început am fost în training. În... Ei, era o perioadă de căutări. Dar, pe urmă, când am devenit, am început cu carouri cu, și cu bretele, în primul rând bretele și șepci. Și cum ați ajuns în serialul la bloc? Păi, eu mi-aduc aminte că încă din anul 2000 au început castingurile pentru serial și eu am dat dar nu erau pe cu poezii, cu asta era uh, uh, o scenă din uh, o sec... din scenariu de acolo, din scenariu de acolo. Și eu, eu am avut asta cu cu Nu mai ți aminte ce ați avut prima dată? Nu, ca text, nu, dar știu că era cu Moștenescu și cu era băiatul ăsta care este la Prima Tony care joacă în trăzniți. Ah, da, 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 și da. Și da, cu Tony, da. parcă era... Uh, uh, nu, 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 uh, uh, stai să vedem cine știe primul numele. Cum? Tony Ionescu, zice. Tony Ionescu, nu știu dacă stai căutăm nu știu, pe... Nu știu, nu uh, știu. da, da, ce-mi scapă numele... Mă, Grig, nu. Nu, nu Grig, nu, nu, Tony. Uh, Ala, plinuț, bă, da, mai da, plinuț. Da, 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 da. Bun, și? Și am dat împreună și am plecat bine pește o, câteva luni am aflat că am uh, luat proba și uh, tu îți dai seama cine uh, că suntem de la început Mariana Dănescu, Lili Da, Lili. Moștenescu, deci Costel. Uh, Nelu Curcă. Uh, Nu, nu. Și cu mine. Trei uh. suntem de la început, de începutul începutului. Deci la primul episod. Da. Pentru că în rolul ăsta lui Nelu Curcă a fost uh, uh, Maria Râlea. Și probabil că nu știu ce s-a întâmplat, că peste noapte uh, ni s-a spus: Aducem un actor și a fost adus nelucurcă. Uh, I s-a spus Regii, nu. Da. Și nici el asta mică. Uh, Mimide nu era, nu știu ce au, A fost luat actriță acolo. Mm. Astea sunt începuturile de la blog. Știți da ce? ce mi îmi place mie? Pentru că am citit comentariile și la podcastul cu Americanu și sunt uh, foarte mulți oameni care spun în felul următor. Băi, ne am crescut cu ei și încă cresc cu ei, pentru că serialul la bloc încă este în reluare. Am văzut da. un comentariu chiar la podcastul cu Americanu de la un youtuber foarte cunoscut, Bercea, care a și lăsat un comentariu și mi-a plăcut foarte mult când am văzut că generația mai tânără urmărește generația uh, mai în vârstă și o și apreciază și mi-a plăcut păi, foarte mult treaba știi asta. de ce? Noi, uh, uh, Noi ne-am impus să nu avem uh, problem, uh, cuvinte din astea triviale sau știu eu cum. Uh, uh, pentru că era nelu fiind uh, un om religios, având mergând la duhovnic tot timpul, uh, ne-a impus treaba asta. Măi eu nu, nu pot să pronunț cuvântul ăla. Dacă era în scenariu un cuvânt care adică era un mai. Un ceva. Un mai deplasat, hai să spun mai deplasat. Și de atunci ne venea Dragoș și corecta acolo punea că el era cu dialogul. Da. Îl aveam lângă noi, doar era personaj. Și am luat și premiul CNA-ului. Uh, Raul, cum îl chema? Raul? Nu, Radu Filip, nu? Raul, Raul, da, da, da. Ne l-a dat el, ne l-a dat. Deci, tocmai de asta eu cred că uh, generațiile care atunci erau uh, de vârstă mică uh, au crescut cu serialul tocmai că au luat ce... Ralu Filip era, da? Radul, da, da. Ralu, Ralu, Ralu. Ralu Filip, Raul, da. Ralu Filip, da. Uh, au da. crescut pentru că și părinții lăsau să El se lăsau uite la da. serialul da. ăsta pentru că era un serial care nu, îți, nu trebuia să spui stai, oprește acum sunetul că uite, da, e, e în jurătură. Da. Au sti... căutat să ne bace, să ne ascunde pe sub film, pe după adică pe după film. Ăla care începea la 8, se întâmpla la 10 și ceva, să ne bage după. Mai erau emisiuni distractive, nu știu cu cine... Ajungea să ne bage pe la 11 ceva. Se a uitat lumea! nu am fost după audiență. Da, vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră, știți câte episoade s-au filmat în la bloc? Eu, cât am filmat eu. n ați fost până în ultimul episod? Nu. De ce? Nu am fost. Nici mai știam dacă nu. Nu, nu, nu. Stai puțin. Nu mai știai? Nu. Nici tu nu mai aveai aminte. Mi-am avut impresia că ați fost toată tot serialul. În 2006, în, noie în noiembrie, noi am hotărât, Americanul cu Costel și cu mine, cu regia, cu... A mutat la Canal D. La Canal D, că se înființa la, Da, da, ne-a povestit ne au American. ademenit. S-a plătit bine. S-a plătit bine. Hai noroc. De exemplu, plătit. hai noroc, sănătate. Să zici exemplu, că e bine, deștept. Da. Uh, și am plecat la Canal D. Am fost transferați ca jucătorii. De fapt, mai este americanul, că s-a plătit 100.000 de dolari. De dolari pe fiecare. Ne -am dus pe fiecare? La... Pe fiecare. Când ne-am dus bă, la... Ratule, bă. Noi care aveam firme, că ne-a pus uh, 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 sârbu să facem firme, ne asta pe FAU, da, așa? da, ca, să vă plătească. ca să ne plătească, ne-am dus cu alea, uh, undeva pe la Foișor, pe acolo, eu, firmă de avocatură, și cu ea, și cu ăștia de la noi, de la uh, da. Pro, și uh, Doamne, dacă ca, ca fotbaliștii au trecut prin firmele noastre câte 100 de sau s la tine, de exemplu. <laughs> la Canal de cum a da. veni, Cu, cu Nelu a rămas că el nu avea firmă. Și el valora, eu dacă nu aveam firmă, valoram cam spre un milion, îmi amintesc, dacă nu aveam firmă. Dacă mă vindeam persoană fizică. Da. Uh... Păi era mai bine. Păi da, da nu, nu le convenea lor. Exact, și asta de e adevărat. Păi, a, și, și atunci ați luat și primă de transfer? Uh, nu, ne -au, au fost contracte. Au început, nu, am, am început un alt uh, serial, da, care s-a Gașca. chemat Gașca. Da, Gașca. Eram noi trei și plus uh, un uh, băiat foarte bun la proiești uh, Burlan, Ionus Burlan, da. care era al patrulea băiat. Și aveam fete bune, și, și ne-au plătit, ne-au plătit dublu decât luam noi. La PLO TV? La pro TV. Acum vorbesc de. de atunci când s-a întâmplat da, transferul. Da, da, da. Și am luat acolo, am stat. Nu ne-am înțeles până la urmă cu turcii. doamne, noi am adus fetele noastre. Am luat fete talentate, nu știu ce. Și la un moment dat, turcii au venit cu fetele lor. Niște din alea, prăjini, din alea, știți, dar fără minte, știi, pitulici din alea, știi? Uh, e, cine se poate... Și nu, nu se descurcau acolo, dar poate erau fete talentate, neapă. știi, când ai, când ai patru pe săptămână și când tu ai ajuns la episodul nu știu care și trebuie ca să înlocuiești o, act -o actriță a ta care ai, făcut, ai filmat cu ea și să faci cu asta nouă, să treci prin toate alea... E greu. Pe... <laughs> da, deci nu asta ați jucat șase ani uh, în serialul la bloc? Da, 400... De... 60 și vreo 4 de episoade. În total fiind 524. Ei au mai făcut două sezoane ei. Da, 524 uh... în total, mm. iar asta a jucat șase ani în la bloc. Uh, șase, an, șase ani, 6 oh, ani. și apoi ați fost uh, acolo, ați plecat acolo. la canal de... Și am pormă, n-am mai făcut, am plecat de acolo cu, cu scandalul cu fetele, cu nu știu ce, și am, uh, am, mers la ăsta, la prima, la nimeni nu perfect. Da cu, cu toți, cu Radu Dragomir, cu... Aceeași gașcă, Aceeași gașcă. Și acolo ați stat. Și acolo aceea. am, stat, făcut multe sezoane. Dar știu. când s-a refăcut episodul ăla special, difuzat da. în decembrie, pe 1 decembrie 2013, v-ați întors? Erați atunci? P eram atunci. Deci la specialul ăla după câți ani? s-a vrut... Uh... nu, o rente... după, se, după 10 ani s-a Deci avut după 10 ani v-ați întors la ăla? Da, da, da. se terminase da. contractul canal cu cu prima și v-ați întors? Și am venit toți, am venit toți acolo și uh, uh, mi se pare că se termina când se mărita Mimi uh, cu, era un băiat uh, uh, frumușel așa și era haios. Să... Cu cine? Nu știu. Da, 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 Nathan nu știu, era tineri atunci. Un atanticu, zice pozașul. Stai așa acolo să îți asumi cultura ta în serialul la da, blog. Da, da. Dar serialul nu s-a oprit. Pentru că el e în continuare pe A -a. pro cinema. Lumea vă vede în continuare. Lumea vă, vă știe și probabil și acum vă strică. Uite-l pe Popa din la blog. Acum o oră v-am văzut. Știi că eu acum din anumite cerințe mi-am lăsat mustață. <laughs> Știi, dar dacă... și așa, domne. Și, așa, după voce. Normal, că după da. După voce. Normal. Și da. v-a să pentru rolul. Pentru aia? anumite roluri, și, nu s a știi. Perfect. Oameni buni, trebuie să știți că nimeni altul decât Tudorel Filimon, când am căutat, am văzut 32 de filme din 7 joc până în 2010. Da. 7 seriale, 36 de piese de teatru până atunci. O, a fost, a fost de asta zic. Piese de teatru. Nu, uite, chiar că de curiozitate. Am număr pe cât mai mi aduc aminte. Da, aveam, aveam și trei piese noi pe, pe, pe stagiure. Nu le-am numărat, dar sunt peste. Sunt peste 60. O viață peste... plină așa pe, cu nu de mai toate. Știu, doamne, că Nu mai știu, domnule, Noi n-aveam posibilitățile astea știu eu... Tehnologia, tehnologia să nu luptați repede să... în telefon sau undeva să le țineți Da, că așa există ele, dar... Dar cum era la filmări la bloc? când filmați acolo și când era un serial atât de urmăriți așa pe stradă, vă striga lumea cum na no, popa. Nu la, mai... Aia de acolo, de lângă, de lângă studio, la da. sigur, pe de acum. Dar uh, <coughs> veneau, veneau uh, fetele, băieții de acolo din buftea, da. veneau, uh, cum să spun, la ăștia și la râzăreți, Aha. așa se spune, la... aplaudați da, la... în, public. în public. Nu să nu se supere, nu știu cum sunt, în care e încadrarea lor, încadrarea lor. Cu oamenii din public uh, Noi îi spuneam era la, figurație, la era... figurație, nu? La figu o, Nu, figurație, că Dacă spune... mai și apărea... poți să spui chiar oamenii din public. Nu. deci oameni din public, public da. Nu e atunci -a, mai popular așa, râzăreci. râzăreți. Râzăreți da. sau aplaudați nu? Nu mai așa era pe atunci. Și veneau din buftea, ca să stea cu noi acolo, știi? Și noi care filmam patru zile pe săptămână și chiar cinci când am filmat seria cu American uh, Show, asta nu, hotel, uh, radio, radio, American Radio, uh, cinci zile filmam pe săptămână, îți dai seama, doar să și duminică o avem liber. Ce să faci acasă cu nevestele? Ai urea înapoi! Da, și aiurea înapoi, dar serialul ăsta atât de mult a mers și așa de iubiți ați fost încât uh... Iată, și după atâția ani, lumea încă vă strigă după numele din serial. După numele din serial, și uh, mergi, uh, te duci în străinătate, și la, vorbești cu românii, uh, cu care te întâlnești pe acolo, da, uh, uh, ce face americanul? Sau, știi, adică e o chestie, sunt sigur că și pe Lili, dacă este ce face Costel, Lu ce face Costel și invers. Pentru că ați fost un grup A fost, foarte, uh, da, da, foarte da. vizibil. Ați păstrat legătura cu toți? Ce mai știți de, păi, de fiecare? De, 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 cel mai mult am păstrat legătura cu americanul. E, ce să fac dacă mi-a ținut lumânarea? A fost cavaler <laughs> de onoare? Da, nu pot să... M-a ajutat omul. Dacă am auzit că a avut și el o operație de... Da, am de surprins. Schis. Știați de ea? Știam, știut. Acum un an, da, am știut. Mamă, când a pus aici la podcast microfonul și s-auzea cum tică e, da, a speriat da. un pic așa. E, e în refacere, probabil că mai Da, durează. e bine, e bine. De da, tot. Dar nu uite că nu mai fumează, că fuma mult, le Foarte bine. Uh, de băut nu știu, dar cred că nici băutul nu mai... Nu uh... <coughs> știu, așa, o, poate, o, pe, sau un pahar din când în când. Da, da, da. -a fumat? Uh, ați fumat dumneavoastră? Am fumat până în 12. Băi, știi cum am lăsat pe cuvântul meu? Hai că poate dau idei și la... Ziceți-ne idei Băi... și apoi spuneți cu cine ați mai păstrat legătura din la blog. A, așa, da, așa că nu durează mult. M-am dus în 2016, în decembrie, să mă împărtășesc, mă spovedesc la biserică pe lângă gara pe acolo. Și m-am dus acolo așa și am preotul, zice, a, mă duc să la a, spovedit. Și zice, domne, mă întreabă preotul, Bey bei? Părinte, zic, ocazional, așa, la, la fumezi? În continuu, zic. <laughs> Azi ai fumat toată ziua. Am fumat până aici, până în poarta bisericii. Am aruncat-o pe, pe traseu. Bă. Nu e bine. Era vineri nu e bine, faci niște mătănii, nu niște... Canoane. Canoane, iartă-mă, nu, nu mătănii, canoane, și vii marți și îmi spui dacă te-ai lăsat de fumat sau nu. Bine, părinte. Mă duc acasă... Ați ieșit de la biserică, v-ați aprins Și Sigur, până acasă am, schimbat două, trei. <laughs> și... Cătărire, m-am trezit dimineață și aveam în bucătărie, țineam pachetul de țigări cum mă uit eu la laptopul ăla, așa mă uitam la țigările. De atunci, pe cuvântul meu, uite și mă închin, fără nici, nu m-a rugat nimeni. Așa mi-a spus părintele. Vii marți la mine și cine canoile. Care canoane mă gândesc? Care canoane mă? Uite asta, subconștientul meu a lucrat și de atunci n-am mai pus gura pe cafea. Pe, pe și nici pe cafea. De, pe cafea mergea cu țigara? Sigur. Și De atunci. atunci nu mai fumez. Deci, practic, dacă ar fi uh, la fumător să le spuneți, dom'le, cum m-am lăsat eu, m-am dus, m-am spovedit. M-am spovedit și, fără m-am împărtășit. Că altfel nu mă așa dacă nu veneam cu canonile. De, uite, că poate dacă fumați în continuare, cine știe ce probleme Au, mai aveți. Da, 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 da. da. Nu-și pentru americanul foarte bine cu țigarea, cu că fuma prea mult. Fuma prea mult. Așa și mă întrebai Cu cine ați mai păstrat legătura? Cu american, cu, Și păstrez foarte mult legătura cu Laura Cosoi. Laura. O fată care, extraordinară. Da. Cu care eu joc în două spectacole. Chiar duminică acum am un spectacol la Teatrul Dramaturgilor în autorul e în sala lui Ion Băieșu, în care ea e fică mea. Și Fiatele, și aici, uh, Și mai joc și în uh, rude cu nevastă mea, în care. Bine, acolo uh, jucăm împreună da. în, în spectacol. fiaten cu ea. Zic, și cu, uh, și cu Adela Popescu. Uh, jucăm cu Adela Popescu și uh, era fata mea. Se spectacolul spectacolul da, cu ea și zice, iarăi, zic. Uh, măi, vine ea la repetiții, măi, sunt însărcinată. Bun. Asta avea o fetiță, Laura Cosoi. Da. Începem să repetiție la piesa autorului în sală, ea era fata mea. Sunt însărcinată. Reluăm iarăși spectacolul ăsta cu Adela Popescu. Pentru că născuse între timp. Da. Și iar era fata mea iar a rămas însărcinată. Același lucru cu Laura Cosoi. Zic, voi care vreți, să jucați fetele mele. Care vreți. Așa s-a fost. Deci, Am pentru cine bună, bună. își doresc să devină mamă și nu reușește în ultima perioadă, încercați pe actorie cel puțin un rol să prindeți de sezon. Și eu să fiu tatăl. Cu, exact, cu uh, Tudorel uh, da, Filimon da. tată și gata, merge treaba. Da, da, da. Așa, deci cu Laura Cosoi joc. Da. Uh, Uh, în rest, am vorbit doar la telefon. Cu Mariana am mai vorbit la telefon. Cu cine? Cu Mariana? Cu Mariana... Da. Uh, cu Lili, cum da. a venit Lili din serial. Uh, și ea, o femeie senzațională. O extraordinară. Uh, cu, cu o femeie și... care a născut în timpul serialului uh, și... Uh, episod. Adică... De cum? Uh, prin cezariană ca să programeze filmarea, ca de altfel cum, să până naște. Da. Uh, ce povesti. Și ne-a rupt atunci, domne. Știi că o anestezia, se și când o ducea acolo în ce avea era uh, targa aia, pătut să o ducă la naștere, până să adoarmă, încă mai dădea replici. Așa cum... <laughs> Așa mergeau după ea. Mariana Dănescu, da, da, da. asta înseamnă să, să fii actriță. Da, 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 Și să fii și în momentele alea, nu știu, ai pierdut un părinte, ești pe scenă. Da, trebuie da, să te... da, da, da. Asta, asta da, e viața da, de actor. Da, da. da Mariana Dănescu, deci are, are și ea doi copii, a, a născut o fată. Uh, n-am mai vorbit, n-am jucat, n-am mai jucat... Uh, și cu Dana, cu Dănuța Doga, cu Dona, Dana Dana Huz, Dănuța Doga, sănătate, Rogoz. cu Dana Rogoz, și cu Tilia am auzit că joacă cu americanul aici într-un spectacol. Și Tilia e foarte, foarte mișto. foarte bună. Foarte. de asta zic, erați niște oameni atât de faini și ați rămas atât de faini în continuare. Da. Cu Nelu știu că este pe undeva pe la... Nu știu dacă... Nu, nu predică. Mihai, uh, uh, Mihai, da, da. Mihai Coadă. Mihai Coadă. Da, era Mihai Coadă. Mihai Coadă, actorul a ieșit bine și la pensie. cum că el era îndrăgostit, eu eram neapopat. El e mai mare decât mine cu un an da. biologic, nu știi? Dar el era da? eu eram la munca de jos, Nelu, așa mai păstra legătura și cu... Și cu el am păstrat legătura, dar mai mult așa de Paște, de astea... Că... Doamne, el nu că este din Ploiești, că sunt doi pași tu, dar era viața lui. S-a apropiat, o... da, da, da. apropiat mai mult de biserică în ultima perioadă. S-a apropiat mai mult de biserică. Da, da. Adică are o... Bine, și-a lăsat și barba care probabil că... Uh, nu că îi se cere, dar e o conștiință a lui o... la determinat barbă. Uh, nu știu dacă asta e faptul de a te călugări sau a urma viața monahală, eu cred că asta trebuit ca să renunți la niște, știu eu, tihne lumești, cum se cheamă. Da. Probabil Știi? că s-a mai mult de biserică pentru că așa a simțit și e, pentru că asta i-a dat liniștea de care avea nevoie. El și atunci când lucram uh, uh, la primele episoade, când filmam mai mult pe aici, uh, Duminica, el nu venea duminica dimineața. Că era la, era la, la Dicou Duhovnic, la Mănăstirea Ghigiu, acolo lângă Ploiești. Acolo mergea și acolo îi, se confesa și, și spunea, uite ce-am spus, uite ce-au... Că venea și ne spunea, uite bă, mi-a spus, nu mai zic aia, nu mai zic aia. Păi dau un exemplu, filmam, noi eram ăștia, draculi, Dracula. Da. Și toți eram îmbrăcați în Dracula. Cu sânge pe aici, cu nu știu ce, cu la buze, cu nu știu ce... El a fost singurul care n-a filmat cu... Noi toți eram cu sânge, cu... Pentru că n-ați simțit. Da. Și Dar nu uite... ne-a zis nimeni nimic. Da, uite de ce e interesant. Că, da. uh, e bine că oamenii să afle și lucruri din spatele acestor actori și din spatele acestor uh, filme și seriale extrem de urmărite. Cum... Uh, Duminica, chiar dacă era zi de filmare, da, el se ducea, da, la se ducea la slujbă Și dacă era timp după aceea seara, bine dacă nu, în ziua următoare. Bine, pe mân, s-a creat așa un ritm. Mai erau din astea mondenități, știu eu, sâmbătă duminica, dar mergeam câte doi, câte trei, fetele, astea, mai știi? Da. dar nu, toată lumea să. Dar ce, ne întâlnim, ne la fasole cu cărnații de 1 decembrie. Exact, de acolo 1 decembrie. Ne acolo. Da, și costumele dumneavoastră, ia, uite aici, cămășile cu ca, în, carouri, în carouri, bretelele și șapca au rămas... Ne-au ne, -au, ne, -au, ne, -au, ne -au făcut, domne, și asta dintr-o... Asta cred că Răzvan Săvescu a zis treaba cu... Unul dintre Cu șapca, cu șapca. Că îi plăcea să-mi dea... Ea, făcea ea întoarce, dar nu mai spune ea întoarce. Făcea ea... Și întorceam și americani și zac și... <laughs> Era o chestie care... Când se... Pentru că în serialul spionați pe american. Tot timpul îl încurcam, ei făceam toate... Da, pe și uh, îți dai seama că americanul, ce mă speria eu, dar ce se sperie americanul? De exemplu, am filmat cu un piton. La un moment dat, a venit ăla cu pitonul, stăpânul pitonului, dresorul pitonului. Așa era pe episodul. Și eu îl luam și în, 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 în text îl luam și îl, da, îl, dam americanului. Ăsta. Zic, băi, am întrebat pe stăpân, doamne, am mâncat ceva astăzi să nu se dea la noi. Să nu le puce foame acum. Nu, i-am dat o iepure azi dimineață și gata, nu mai mănâncă până... <laughs> e al nostru, zic. În fine, și începem să filmăm americanul, zice, băi, fii atent, neapopa. La... ne popa. Zice, ai grijă textul ca lumea, îți dau și eu textul ca lumea, să o luăm din prima, nu, nu că, că, eu îi dădeam pitonul, știi? Și era așa, un nenorocire. Da, da. Și băi, din prima o tragem. Ca fel, nu mai, nu mai, mă, mă lase, cum făcea el. Și într-adevăr, a venit la drăsorul mi l-a pus în brațe și începe cu vorbele, dăgădâm, de dăgădâm, iau pitonul și îl dau lui. Și era greu, rece, era rece, știi? Mamă, Oh, aleu, ma... Și gata, s-a terminat că am dat textul și. Vie cu Urangutani, care ăla era nervos. Din astea. Da. Multe amintiri oh. frumoase. Cu Alina Chivulescu ați mai păstrat A, legătura am uitat, am uitat. cu Bela. Vreau să spun că eu cu Alina am, am lucrat în, în spectacolul uh, uh, Haimanawa, adică o. Um, o prelucrare a spectacolului, o, o, cum se cheamă, omul care a văzut da. moartea, al lui Victori Ftimiu. Și am lucrat cu ea, ea era nevastă mea în spectacol și ea de la Popescu era fata noastră. Și foarte, domne, am văzut și am descoperit că, ne cu cu Alina, Domne, calități de actorii extraordinare. Pe lângă faptul că o femeie. E super. A, da, ne mai vorbim de treaba asta. Pe lângă faptul că toată lumea din uh, serial era îndrăgostită de Bela. Da, da, da. Da. <laughs> da, e o fată și o fată corectă și. la un moment dat nu s-a mai putut. N-am mai. Uh, au avut niște probleme și. Uh... Am s a măritat cu domnul Chișu dar Dan cu, și. și a plecat a din serial. Plecat din serial. Nu, din serial nu. A plecat din țară. Din, din țară. Terestie undeva în uh, sudul Franței. Da, da, da. O, o fată extraordinară, Alina. Ea a venit puțin mai târziu la noi, în episod. Cred că odată cu fetele au venit în, sezon, în anul următor. Americanul a venit în sezonul 2 și fetele în sezonul 3, mi se pare. Au dat concurs, toți cu mine au dat concurs. Probe, Probe. casting. Casting, tot cu mine și cu un moment în text, cu mine și cu o fată, că mi-a zis că mi -a că și au dat mai multe atunci. Și Oana Zăvoranu... A dat casting pentru da. la blog? La blog. Dar s-a pus problema, măi, asta, fata asta avea 17 ani, 16 ani. Oana? Uh, Dana Rogoz și o fata aia pe 30. E, eh, totuși se vedea că ai... Uh... nu s-a putut. Știu Sau... că vă, vă, plăcea dansul. Vă mai place? Mai erați pasionat de tango? Mai sunteți? Ah, da, dansez, dansez. Acum nu mai dansez, că... Ia, m-am și îmbătrânit, știi? Mă feresc. Um... Știi că... Um... Culmea, domnule, e o chestie formidabilă. Am ieșit la pensie și ar trebui să. Nu mai îmi place să umblu, nu mai îmi place să mă primb. Nu cred. Nu, stau frumos acasă, rezolv Rebus și îmi spune -mă, hai, mă haimă, frumos afară. Și lasă-mă pe mine aici la Rebus. Fac Rebus ca să pentru. Minte. Minte, da, pentru a ieși. Și nu, nu mă mai plimb așa, bine, mai ies, mai ies pe stradă, nu mă bag acolo ceva în ca să mă, am împut. Ideea este să mă și plimb, nu? Păi și de asta zic că vă plăcea dansul, cum era? De cum ați început? Că erați pasionat de, pasionat de tango? Vreau să spun așa o chestie, la facultate, de aici am început. La facultate eu eram Bâtă la mișcare, precum și o parte din colegii mei la dans clasic, la balet, la asta, știi, da. și uh, ne-au pus pe perechi. Și uh, eu, perechea mea, era uh, Monica Mihăiescu, a fost actriță la Teatrul, uh, teatrul Mic, care făcuse școala de coreografie. Și aia era impecabilă. Eu la mine trăznea oasele și nu știu ce. Și când i-au dat notele, nu putea să-i dea ei 10 și mie 5. Că ce făceai cu ăla acolo, se întreba lumea. Că da și mie nouă, adică... Și de atunci, <laughs> și de atunci -am, eu m-am auto-intitulat Monica adus. și Filaster. Că <laughs> da nouă, mă. <laughs> nu, no, da. la <Dar> dans. <laughs> Mai aveți și alte hobby-uri? E... Da, dar nu mai știu acum, că spun pe traseu, așa că... Nu, aveam, aveam, că nu, om fără hobby. Dar ai intrat și în politică în 98. da, am făcut... Uh... Că aveați șapcă galbenă și v-ați băgat la PDL atunci. Mai întâi am fost... Dar în pe... erau cu portocalie, șapcă galbenă portocalie, nu? Portocaliu. Portocaliu, da, de asta. Că eu am fost în... Uh... <coughs> în, uh... În, uh... în, PD, în PD la început. Da. Și pe urmă când s-a s-au unit cu pnl PNLU. Au făcut PDL. Au făcut pdl -ul. Și eu atunci am noi n-am schimbat șepcile. Și vreau ca să spun că eu am și candidat la sectorul 2. La sectorul 2 pentru parlamentelor, da, la Camera Deputaților, am în în în, în Colentina, în colegiul 6, cel mai lung colegiu, care era treaba doamne pentru că eu aveam un avantaj. Nu am, n -am nu, nu îmi dați chiar să mă puneți pe străzi. Nu-mi dați. Dați-mi din astea, stil vedere cu mine. Cartoline. Cart și pe spate, puneți în programul meu uh, electoral. electoral, știi? Da, scris la acolo și așa. Eu când mă duceam la un om, îi explicam câteva vorbe, aveam un și știi? Îi dădeam autograful. Și omul rămânea și cu aia și mă ține, ține minte, și n-am avut nicio problemă cu să zic că unul, du bă, de aici, sau nu știu ce, nu, nicio problemă. Dar, până la urmă, eu cred că a fost lucrat din partea, din, dinăuntru partidului și am avut, am adus, cum se chemă, voturi. Voturi peste media partidului și așa că câțiva colegi de-ai mei au ajuns în Parlament și miniștri și cu voturile mele. Dumneavoastră n-ați prins loc la deputație. Cu toate că mă, la ora 5, 17 ale zilei, eu aveam 4% peste. Eram ca și eu intrat. De la ora 5 până la ora 9, era o doamnă de la PSD cu vreo 6% înaintea mea. Tu îți dai seama ce s-a lucrat frumos? Noaptea, nu vezi părimea, noaptea se lucrează tot. Păi știți cum e vorba aia, că nu contează cine votează, contează nu. cine numără voturile. <laughs> da, și Dar vreau să mă întreb, ce va trebui dumneavoastră politică? Păi, cum să spun, am intrat, mie mi s -a, m -a, m -a, Aveam un coleg, a murit săracul anul trecut, Romeo Pop, care era președintele, tot actor mi-a fost, adică a fost, și era președintele sectorului 2, la PD, și noi fiind prieteni vechi și fost colegi de, de școală, și hai bă, și tu la mine aici. Hai bă, și bă. Dintr-o curiozitate. Și porbă, am pormă, hai, dai, hai, 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 hai. Dar asta nu am cerut eu să fiu, să candidez. Eu lasați-mă pe, pe, undeva, pe acolo. Doar... A, fost a... partidul. Partidul mi Știi că a văzut că eu treceam ca în brânză, doamne. Pe asta, Lucram la, la nimeni nu-i perfect atunci. Știi, și. se dădea și. greu. Dar greu. Vă, vă pare rău că ați nu. făcut Nu. A fost o experiență din viața noastră. Nu, asta. nu. Sigur că îmi pare rău, îmi pare rău de perioada că o lună de zile m-au cam. m-au cam hingerit. Adică, umblam în străzi, că și ploua și nu știu bați la fiecare la poartă sau la bloc, la ușă și... Acum ce părere aveți de ce se întâmplă în România din punct no, de vedere eu... politic? No, nu, am zis că nu mai fac politică deloc. Uh, nu, și, -a, și, -a, și -a atunci erau probleme din astea, era ca o peretă, dar acum cred că, nu știu ce... Nu știu, e o falsă dăruire, o noi nu avem uh, oameni cu coloană vertebrală, știi? Noi avem din astea uh, reptile, din astea, așa, alunică, se alunică aici, așa, e usor, așa. Nu, 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 nu accept și nu voi mai vota uh, pentru că votez degeaba. Vine de un din altă parte. Și de ce să votez? Să mai încarce buletin acolo? Nu e cineva care să vă placă în ziua de azi? Uh... Nu vreau să... Dar da, nicio, fără, nicio, reținere, dacă va candida doamna Gabriela Firea, voi fi cel care... Voi fi și eu, mă voi numara printre votanți. Lăsăm politica asta deoparte și mergem mai. Nu E curvă la... politica, nu... <laughs> o întors pe toate fețele. Te păcălește, Lasă așa. Lasă așa. Dar e dureros că după atâția de la Revoluție... Noi nu -am, un pas, nu -am, n am realizat nimic. De asta, ne-am întors e dureros, de -am început. Parcă e dureros să, să, să după atâția ani, să spui la fel, bă, parcă nimeni nu are grijă de no. țara asta, no, parcă no, nimeni no. nu-și dorește să fie bine în țara asta. Nu vezi cum cat poturi, șosele făcute acum 2 ani, puc! Păi, cine le -a făcut? făcut? asfaltate no din fonduri europene, da. după șase luni, iar parte să se pună un canal. E, e real. Nu, sunt oamenii noștri, sunt prietenii noștri. Nu? Spitale <coughs> care se fac în România tot din bani privați da. uh, și multe, multe. Da, sunt. Și învățământul, din păcate, de foarte multe ori de dorit. De și... ce nu se mai bat copiii, domne? Să nu, nu, nu iau, cu nu cu, iaua, cu linia. Hop, 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 hop. Nu să dai în el, nu. Dar așa, cum, cum făceam la muzică. Uite, așa era cu mâna. Poc, do, re, mi, ai, ai, falsat, Puc! Dacă n-aveam ureche muzicală. Falsam în continuu, mă rupea ăla. Dacă n-ai ureche muzicală, nu-ți o faci peste noapte. Așa e. Nu, în fine. Ce vreau să vă întreb. În serial erați valetul al lui american, nu? Da? O să facem un fel următor, pentru că americanului mergeați și făceați piața. Uh -huh. Vă trimiteam fiecare zi la piață, nu? Da. Așa. Eu vreau să facem un felul următor. Partenerii noștri sunt cei de la Bringo. De data asta facem piața pe aplicații. Uhum. și vreau să-mi dacă, dacă să-mi spuneți dacă vă mai da. aduceți aminte cam ce comanda el americanul de a avea atâta succes ca să comandăm și noi prin Bringo via Carrefour în 90 de minute oamenii ăștia ajung direct la tine, tot ce trebuie să faci este să ai aplicația asta descărcată pe telefon vi o lăsăm în descrierea podcastului și atenție mare, în 90 de minute comanzi, iar uh, la ușe îți vine livratorul Bringo cu tot ce trebuie, deci vă rog frumos spuneți-mi ce să comandăm pe principiu, ce mânca americanul de era frumos, sănătos și iubit de uh, toate doamnele și domnișoarele. Pe ce comandați? Ce, cere, ce luați noastră? Ce Ziceți acolo să luăm și noi. Pe da, da, pui. Deci pui. Pui. Uh, o friptură. Uh, o friptură. Când prim, primea gagicile cu o friptură de primea. Deci pui o, și o, luăm o vită? O vită, cred că. Caută ciucă, bagă da, da. carne de vită, carne da. de pui. Așa. Deci, ce au smăgăgica uh, le băga friptură. Uh, și ceva verdeață, bagă da. salată. Aș pune mai la piață. Exact, <laughs> bagă salată, salată verde, ciuca bagă ceapă verde pentru că ușor ușor vine primăvara, da. bagă ridichi. A venit deja. Bagă roșii castraveți, avem tot ce ne trebuie. Așa, le urdă. Cum? Le urdă. Le urdă, da. bravo. A, da, porul le urdă. Uh, uh, și pentru că nu era masă, și șampanie. Mamă, bon, bon. și... mi-ai dat gaură în buget. <laughs> e, taie șampanie, lasă berie. <laughs> Tu-ți dai seama, noi atâția și o șampanie, că suntem... Gata, pune, pune și o șampanie. Mai bagă și niște vin de la Sâmburești și mai bagă niște aqua, da. că nu mai prea avem aqua, apă plată. Aqua, da? Perfect. Așa și... Uh... Mai băgăm ceva? Nu, cam atât. Nu mai, nu mai știu... Da. uite, dacă știa, îl întreba că am vorbit, băi, ce să luăm eu ție? Dar eu nu îl luam, dar vreau să-l spun el că mă trimitea. Da, exact. Așa era, așa era rolul, așa era de film, rolul, da. rolul în film. Perfect. Și eu fiind uituc, sigur că duceam în altă parte. Cei de la Benigo nu sunt uituci, ne aduc exact tot ce trebuie în 90 de minute. Avem aplicația, vă lăsăm și dumneavoastră în descriere. Puteți să comandați pentru că cu siguranță o să, vă, o să vă placă. Să stai acasă, te uiți la film, stai la un podcast de vorbă cu cineva da, da, și îți vine, da. pac, livratorul la, la ușă. Adică nu, sunt, nu mai că pierzi timp. Eu eram uituc. Da, mă înțeles. Eu le încurcam. Pe de asta zic. Acum sperăm că la noi ajunge exact tot ce am comandat. <laughs> Dar oare că... Bai, cere, cere, ce îmi cerea mie? Că îmi vine aia. Fă o... Ia să vedem, Da, o friptură cu piure, cu astea, cu... Cam așa era mâncarea... Că bagă și cartofi. <laughs> să avem și cartofi. Perfect. Cu piure și cam așa era mâncarea da, da, da. Bine, dar aducea americanul ăsta la femei în la ea, acolo era ceva... Să am zis că, nu știu, domnule, noi la un moment dat... și frumusețe, frumusețe. frumusețe. Ah, A, Și cu Anca joc acum. Anca, femeie, Chiar, e superbă. Păi mine, am spectacol cu ea. Superbă, da, da, superbă. O admir, o admir pentru seriozitatea cum joacă și cu cum își, 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 își cu are grijă de corpul ei. Este extraordinar câte sacrificii. Acum, la un moment dat, nu mai sunt sacrificii. E, e mod modul de, viață. de viață. Vă pare rău câteodată că n-ați fost mai atent, poate, nu știu, cu alimentația, uite, cu țigările. A fost spovedania și noroc că le-ați dat la o parte. Uh, să Dar faceți sport, să faceți mișcare. Îmi să... pare, rău, îmi pare că... rău. Când eram copil, să știi că îmi plăcea să alerg. Asta este, nu înțeleg. să pe, pe, pe -ă, distanțe mari. Nu, așa să mă duc. Cu, că nu, nu, nu eram bun. Că niciodată n-am fost slab. că Asta e Constituția mea, știi? Uh, dar uh, pe distanțe mari eram cu. rezistam. Uh, erați bun la rezistență. La rezistență. Dar. Uh, și fă mergeam cu bicicleta mult. Domnule, ce s-a întâmplat, nu știu. Și mai ales, nu știu, acum dacă îi apăr pe fumătorii. Dar de când m-am lăsat de fumat, m-am îmbolnăvit de toate bolile alea astea. <laughs> mai de cuvânt, m-am și -am îngrășat de peste cât eram, pentru că n-am mai fumat dintr adică bă, o dată, adică unii aibă să mai răresc, să nu știu, da, da. el la nimic, nimic. Da, asta știm că fumă, fumatul dăunează rău de tot și da. atâtea boli și atâtea uh, probleme de sănătate și nu mai și la busul, dacă stai să te gândești, era un fumător na... și pe știu pe busul, Înrăit, Bun, la adică, cum, la, cum, la, cum, la cum, dar îl văd că și acum uh, acum el nu mai nu mai nu fumează, are, nici nu mai au avut a zis că, da, Exact, a zis că nici nu mai își aduce aminte ce gust avea țigara. Da, știi că le mai uh, tușește, n încă n-au ieșit uh, toate. alea de acolo, știi, fumul, ăla, știi? Da. Încă văd când la prezintă să, meteo, când mai scapă, îi mai scapă. Câte că... un chistoc. <laughs> Câte o din aia, știi. Și încă nu ia, nu ia. Dar asta zic, făceați sport ale înainte și la un nu. moment dat, Nu, prea nu, multă nu, m -am m -am pe am uh, început la facultate, la o facultate, pentru că am început să, treia să... Nu era ca în liceu, știi? Nu puteai nici să chiulești. Le mai chiulei la... Uh, asta teorii, la teoretice, știi? Dar la actorii nu puteai, că... Erau profesori, doamne, nu era glumă. Și... Uh, mai uh, atunci, dar... Uh, uh, nu, pe urmă, s-a complicat treaba. Am, am părăsit bucurești, am început cu da, cu asta știi, fumat mai, mai trăgeam și un o Câteodată când uh, suntem în perioada aia de uh, tinerețe, când ai impresia că poți să muți -mu munții din loc, că ți da, da. se întâmplă nimic, nu prea ești foarte atent la tine. Sau cel puțin nu, generația nu, nu, noastră nu. nu prea era atentă. Credeai că nu se poate întâmpla nimic niciodată. Că da, poți da, să da. fumezi cât vrei, să da, bei da. cât vrei, faci ce vrei. Că... Da, dar se adună și... Se adună și vine după aia vine un moment și când se, se schimbă tot. linia, da, sigur, sigur. Dar, să ce m-am lăsat? <coughs> M-am lăsat de fumat, bă, am a început, a început. Am început să respir greu, am început, m-am internat cu respirația. <gri> în loc, când trebuia să fie invers. Trebuia să fie invers, m, m des să mă descătușez, nu? Nu, nu, în fine. Drăguța, a fuma? Uh, ba, fumam, eu fumam, uh, hai să nu punem virgulă, cachiori. <gri> și uh, eu fumam cachiorul, ea nu, ea mai puțin. dar acum nu mai fumează nici ea. Și niciuna din când în când așa dar să vă aia, Cred că e mai dă la grămadă când se, cu vreo prieten, Fumează aia, bagă și ea. Dar că o să simte imediat. că Mai simțiți mirosul. A... Sunt drăguța A... mea, ce-ai făcut. Dar că... nu pot nici pe stradă, știi, dacă... Și cât să poată să fie frig afară. Nu, dacă eu... Merge unul în fața mea și mi-a dat-o din aia, m-am întors. De... Stau pe loc, nu zic, bă, nu. Când trebuie, înseamnă să-l jur sau să -l porcesc, nu, domne, mă stau pe loc până se depărtează ăla. Dar încă ca mai să nu mai vine fumul da, ăla da. de țigară. Da, asta e, că ai fumat, am fumat de la 14-15 ani, deci eu, am fost profesionist, nu am fost un serios. Nu. Ca tată cum ați fost pentru copii? Mă, cum să spun, ca tată... Mă, știi care este? Eu cu, 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 cu serialul, cu asta, eu fiind și atunci a despărțit de prima soție și copiii de de copii fiind în grija Codruței, eu n-am -am prea mai fost atent la, nu vreți, de educație. Adică dacă să mă ocup și eu, să fiu aproape, să nu știu de, și M-am aruncat foarte tare până în cu creației artistice. Și acum, când stau și privesc, ca să retrospectiv, îmi dau seama că trebuia să ai mai multă grijă de copii. Dar. Este un regret? E un regret, nu. De asta Pentru zic. că. E unul din regretele alea? Da, da. Că, domne, eu am fost cu serialul, mă, făceam câte o piesă de teatru, mă, mă documentam, mă aranjam, mă făceam, repetam, mă învățam. Copiii până au venit, dar copiii au venit unul câte unul la mine. Nu, nu, nu adică nu, că adică nu, nu i-am chemat eu. Au venit dorind să facă studiile în continuare aici și nu la Cluj, cu toate că cel puțin la teatru, școala Clujan e mult mai bună decât cea de de aici, nu spun numai eu, spun cam, spune mai multă lume. De asta zic, dar în rest nu, țin foarte mult la ei, ne vedem, sărbăm de Paște, de Crăciun, de Anul Nou. Dacă ați dat timpul noi înapoi, asta mai mult cu ei? Asta mai mult cu ei și... Dacă știi cum se spune, Asta e meseria, o meserie foarte grea, o meserie de uzură, meseria asta în teatru, că nu poți, uite, vezi că acum cum îți moare câte cineva, nu poți, domne, ca ai spectacol, trebuie să joci și eu jucam comedie. Și uh, nu poți, trebuie... Asta, e, asta este greutatea și diferența uh, la noi, pentru că faci niște sacrificii și sacrificiile sunt... V-au reproșat vreodată copiii că n-au stat, mai mult, că stat mai mult cu ei? Nu, 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 dar cred eu așa că... că trebuia mai mult. Știi, câteodată mă vedeau numai pe televizor, știi, apăream. Norocul meu că apăream, știi? Pentru că atunci când ești toată ziua implicat în tot felul de proiecte, ai impresia nu... că cum să zic, parcă timpul stă în loc da. și ai timp să recuperezi. Da, mai și, că timpul merge da, la să repede. Bă, că, uite că îmi fac timp și. Î, oricum, știam în siguranță și. asta e. asta e meseria de. o meserie de uzură. O meserie de uzură și. Nu. La majoritatea celor care fac meseria asta, și mai ales care joacă în seriale, în, în filme, în astea. Spuneți că aveți trei copii, pentru că da. doi erau din căznicia da, cu codruța, da, a. iar un băiat este din căznicia pe care drăguța, actuala soție, a avut-o înaintea Bă, să nu le, nu le, încurcat, <laughs> nu le am nu acum. <laughs> dar m-am concentrat, am stat fix, să zic. pe prima a chemat-o codruța, deci a au fost doi copii, și apoi s-a căsătorit. Și știu așa, cu codruța era mai mare codruța cu 9 ani. Eu! El era mai mare decât codruța. Da. Și la drăguța. Nu, e, sunt mai mare cu trei ani. Deci mai mare cu trei ani, așa. Și m-am gândit, pac, și drăguța practic și a fost măritată înainte și practic ă, avea un băiat. Avea un băiat care, era, mai mare cu un an decât fica mea. Da. Deci el are, a face anul 40 ani ăsta băiatul. Să vă trească. Îi spuneți Căsie. tot băiat. Băiatul meu. Da, bă băiatul meu. Cum? cum? Nu se poate. Îl crezi de mic și... Nici nu, nu m-am gândit, nici nu mi-a trecut prin cap să-i zic. Pe care de cumva. mic, că doar. Pe nu, că. Uh, doi 19 ani căsătoriți? Puțin mai înainte de a mă căsători, că ne-am cunoscut mai înainte de a ne căsători. Am înțeles. Da. Și aveți o relație bună Bun, și bună. Cu... Da, da, da. El este la Teatrul Național, aici, la, la video. A terminat uh, Operatorie TV. Da. Și. În fine. Bă, toți sunt, cum să spun au, La casa au, lor. Au îmbrățișat meseriile artistice, știi? M-au văzut pe mine sprinte și necufundat în cifre. E... Și s-au dus și ei pe latura asta umană. S-au dus pe latura asta. Pe cum tu îți dai seama că la un moment dat nu mă pricepeam și nu mi mă interesa că îmi veneau bani și de acolo și de acolo. Eu nu mă duceam să mi iau salariul de la teatru când se dădeau la numerar. Da, de ce? Mergea, nu, nu aveam vă. Și mergea nevastă mea și mi-i lua de acolo, știi? Că, la lasă, la bă, așa, știi? Nu, că, nici nu, mă, nu că nu mă interesa, fie că nu aveam mai de capul meu, că salariile erau mici, nu... Dar nu mă... Mergea ea și mi-i lua. Pe când au... Când s-a băgat pe card, a spus rău. Sigur. Că... <gântu -i> nu mai puteai umbla la. Că era monitorizat de totul. Sigur, sigur, sigur. Da, știți, spuneați ceva de genul mai devreme că, uh, domnule, na, eram bine plătiți la serial, la film, uh, la teatru, adică era un venit pe care puteai să te bazezi. Da, era, era un venit. Uh, uh, de exemplu, uh, la un moment dat în, uh, nu te mai bazai pe teatru. Te bazai pe, pe, te bazai televiziune, pe, televiziune. Pe, pe televiziune și, pe, și pe, pe, și pe, film când prindeai. Am prins și filme în care, de exemplu, până în Revoluția din 89, am prins și maximum de plată pe zi, de 1000 de lei pe zi, sau cât eram 100. Nu mai știu banul, cum ce da, valoare da. avea atunci. Dar varianta 1000 de lei în momentul ăsta, știi? Că erau niște, știi, niște tarife. da. Marge, marge, da, da. Dar da, ați fost un, un om chipzuit? I-ați pus deoparte? Nu, nu. Nu, n-am fost chipzuit. Că știi... Știi că eu o replică într-un spectacol, în Mătrăguna lui Machiavelli, care zice, domnule, vezi că trebuie să-mi dai 25 de ducați, zice, zice, ia mă că-i fac la loc, ia, ia. Și fără să mă uit ce-i dau și ia mă că-i fac la loc, ce e. Știi? Adică totdeauna am contat pe ce venea în continuare, știi? N-am fost... Uh... Am fost așa, mai, mai urit, mai necugetat în astea, știi? Dar... Uh... La 70 de ani, acum. Acum am devenit mai cugetat. Și mă duc să-mi plătesc dările primul să fiu acolo. Să... Ce să faci mă? Dar pe ce să cheltuiau banii atunci? Pe... Uh, nu pot să. Pe petreceri. Pe... Erau petreceri, erau și. Dar nu, era. Și era principiul ăsta, lasă-mă, nu contează, îi fac, pentru că atunci te gândești întotdeauna că așa va merge în continuu, da, că va fi da, bine. Da toată viața. Atunci, apoi, la mine a fost, că mi-am întors situația, a fost chestia când, pe vremea lui, nu, nu lui Băsescu, s-a dat un ordin și s-a... te -a uh, din salarii atunci. s tăiat din salarii, 25% de la salariat și la 15% la pensionari. Eu eram salariat. Dar gândește că nu mi-a luat doar ci 25%, ăla erau salariu. Dar mi-a luat, odată cu aia, mi-a luat Uh, uh, vechimea și mi-au luat și ale alte ce mai aveam eu acolo. Sporuri, avantaje. Sporuri, astea așa. Deci mie lua 40% cu toate astea. Și aici m-a dezechilibrat, știi? Că în momentul acela nu mai aveam nici cu televiziunea, nu aveam ceva adică să mă mă, mă Au agăt. venit toate într-un moment da, da, care da. și-a și fost greu atunci. A fost greu, dar pe urmă am... Vezi că Dumnezeu nu m-a lăsat. Știi... Eu... Nu sunt uh, uh, fanatic, dar uh, am credința în Dumnezeu. Știi, și vezi că nu m-a lăsat și... Uh, e bine așa, e bine, e bine, e bine. Adică puteți spune că acum e o bătrânețe? Da, cum, gândeam, în liniște? Așa, cum e, vedeam noi la începutul anilor 90, nu? Uh, serialul ăla cu 7.000 sau 12.000 de episoade tânără și neliniștit, nu? acum sunt bătrân și liniștit. <laughs> da, ați fost și tânăr și neliniștit. Aha. Și tânăr și aproape bătrân și neliniștit. <laughs> da, 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 da. Eu, uite, aș vrea, eu aș vrea cu americanul acum să fac un, ceva, un spectacol, adică uh, eventual... Un stand-up. Da. Uh. Vreau să facem noi doi, știi, pe... și domnule, hai să mai luăm două fete de ale noastre, dacă se poate, dacă nu găsim așa, se găsesc. Și să facem ceva, de... dar cu noi, cu noi doi, știi, sau un fel de din asta, un spectacol interactiv cu publicul, cu astea. Cu ar plăcea de... mult asta. Da, da. Mai ales că sunt, când, sunt, când suntem acum în, 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 încă în formă, știi? El lucrează acum la un spectacol și eu lucrez la un spectacol. Deci, Mie mi-ar uh... plăcea să vă văd pe scenă, mi-ar plăcea să vă văd din nou în televiziune, mi-ar plăcea uh... să vă văd într-un serial, pentru că lumea vă iubește și uh, oamenii vă știu și vă, vă plac. Păi, noi am dorit, noi am dorit, pentru că ai văzut, în momentul acela, când nu s-a mai putut absolut deloc, când săracul Moștenescu a creat el, el a adus închiriat aparatură, tot acasă la el, acolo unde stătea pe Băsești, Pă, nu, și am cu Băsescu, bă, le la noapte. de când a tăiat să de atunci. Atunci, bă, hai de mine. Atunci am ieșit din toate partidele. În jurăturile de nu? am, a fost puțin mai variate, pentru că altfel în jur PSD, pe, pe de, nu, că, PDL-ul și altfel... Fiecare, pe fiecare în parte, cu jurătura lui. Da, cu aportul lor da. asupra. Așa. Uh, și, uh, domnule, ne-am dus la asta, la. Ăsta a, a închiriat aparatura, ne-a adus pe toți. A, că, bă, tot, 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 Caterin, tot tot, 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 merge la ăla și uh, nu îl primește. Era, se, se agăsa și ăsta de, de dragoste de ceva, știi? Măcar, băi, mai lucrează, îl pune-l pe acolo, vezi tu pe acolo, vezi cum îl faci, știi? Că putea să Dar am încercat că uh, acum sunt multe televiziuni. Să încerce la mai multe televiziuni. Sau acum asa... de un să-l luăm. Că acum a Dragoș el... Moștenescu acum e în Anglia. Da, da, știu, dar are un succes acolo. Da. Dar știi că prima dată, noi știm tot așa din uh, ce au spus ei, ei au mers cu, des, cu toată familia și omul ăsta uh, a avut curaj, s-a dus da. într-o țară în care nu cunoștea pe nimeni, și, și fiat, a luat de la zero. Și uh, s-a dus pe acolo și a ajuns la. Uh, cred că la, la legație parcă, la legația română de acolo, și uh, soția lui luminița, și a găsit un fost coleg de liceu, acolo la -a. și a angajat-o prin nu știu ce, a angajat-o și pe luminița. Un post da. acolo în cadrul legației, știi? Și uite, așa, ușor, că s-au pus și el a început să, din asta, prin bărulețe. Da, momente de stand-up. are are, are engleză. În engleză. Da, și în engleză, bine. E la toate instrumentele. Dragoș un... Moștescu, un tip plin de viață și, da, și da, e fain da, așa. Da. da, Și un om extraordinar. Era extraordinar. Și uh, Băncos îi mergea mintea avea simțul măsurii, avea simțul măsurii, asta mi-a mi plăcut odemâna la ei. Aveam o echipă atunci acolo, la bloc. Aveam, era și fratele lui, fratele Danei Rogoz, implicat. Implicat în, în grupul ăsta, era Florin Alexandru de la Făgăraș era și băiatul ăsta care a murit, Tecuceanu. Tony. Tony, i a fost și băiatul ăsta. Deci era o echipă serioasă care. Da, știți ce vreau să vă întreb? Dacă ar fi că, da, tot suntem oarecum și cu bilanțuri și cu da. lucruri pe care dorim să le facem da. și spuneați că vă doriți să fiți cu peștină cu americanul, să faceți un show da, și Doamne da. ajută să se îndeplinească, da, dar vreau să, să vă întreb și treaba asta. Cea mai mare dezamăgire de când sunteți actor sau că pe partea asta de actorie care a fost? Doamne, am avut și de, de, dezamăgit dar cea mai mare dezamăgir, dezamăgire, n-am putut, putut la un moment dat să, să joc ce-am vrut. Eu am vrut să joc așa, jveic și cu anachirița. Și Jveicul am jucat la ă, mascat la Teatrul de Păpuși din București și cu Ana Chirița niciodată. Și ă, film muzical și nu știu ce, și asta puteam să cânt. Și, ă, și moldovenește, nu? Asta lucram eu vocea. Știi? Dar am jucat Alexandrida, de altceva. Am și... Am fost și norocos cât, așa că am jucat iubiroa, am jucat, alu am jucat în regia lui Uh, Asta a... sunt pe partea uh, lucrurilor pe care le-ați realizat și da, de da. care sunteți mândri. Da, da. A am, am gând... fost, fost cu de toate viața Popa. Da, da. De toate mi-a dat. Și acum, cum să spun... Uh... Care a fost cea mai grea încercare? Uh... Nu știu, aia, când am jucat cu mama moartă în casă. Acolo uh... Uh... Cum O las, mă duc dimineața să văd la cimitir să fie groapa, cum nu știu, că a doua zi era mormântarea. Și m-am venit înapoi și a venit o mașină, m-a luat, m-a dus la călăraș. Jucam comedie. Un molier, domnul de Pursoniac. Și am jucat spectacolul. Colegii jucau, au jucat extraordinar de prost. Că îți toți atenți la mine, să nu am o... Toți știau că... Vă murise mama. Da. Și am jucat acolo, am jucat, am jucat. Doamne, m-am îmbrăcat, m-am întors acasă. Ea nu știau, au râs că erau momente comice. Publicul. Publicul, da. Și m-am întors acasă și mi-am văzut de treabă și. Ala, chiar Asta sunt dure. Ăla a fost momentul dure, pe care. Dure, dure. Nu aveți cum să-l scoateți. Nu, pe cum. Vă uliese mama a... și v-ați dus să jucați, și da. apoi v-ați să mă mormântați. Da, mi-am văzut de treabă. Știi că erau probleme acolo. Cu și comedie. Să râdeți la și să-i faceți pe oameni să nu simte nimic. Da, da, da. Știi, comedia, când asta care o face ușor gândit, nu, aia uh, o iese bine, iese bine, o comedie gândită iese bine. În, și mie îmi place zona asta de suprarealism, știu, o comedie așa, înspre uh, 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 ăsta uh, Ionescu și la noi Geluna Um, da. în zona asta, ai Zir, așa, cei care se strofoacă să facă comedie sunt strâmbi. <laughs> știi? Ce au gura într-o parte, astea. au uh, uh, într-o parte și, și, picioarele împleticite, știi? Adică sunt strâmbi. Uh, totdeauna trebuie să mă spun sinceritate și îmi place să. Uh, nu fi, aibă să faci, fii atent ce comic sunt. Ai urea, ești un fraier. Știi? Nu, cum, uh, nu, trebuie să spui tu ce comic sunt. Să-mi spui tu. Publicul. Să-mi da, să spună publicul, băi, ai fost bravul, mi-a plăcut. Că spune publicul dacă i-a plăcut, înseamnă că într-adevăr tu ai fost uh, conform cerințelor textului și a publicului. Se spune de multe ori că oamenii care fac comedie sunt triști în viața de zi cu păi, zi. Nu ai cum altfel. N-ai cum altfel. De ce? Păi, nu știu, de exemplu... Uh, lui defunesc câte probleme avea și ăsta Burvil cu boala lui și nu știu ce, și îl filmau. și îl filma, și filma. Ăsta, uh, uh, Marele Caragiale, știi, bine, acasă și-a ascultat Beethoven. De ce n-a ascultat ce era la începutul nu știu cui, știi? La începutul lui Adică lui nu poți să fii 20... vesel și în viața de zi cu zi nu uh, poate, și pe scenă, nu și acasă, poate. și unde. Nu. nu ai cum, trebuie să-ți să, 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 să revii. Trebuie ca să... să Aia el altceva lucrurile comice, știi? Că altfel îți vine, sau ca scriitor, altfel îți vin ideile cele... Dar nu poți să fii și la... Trebuie să treci prin toate. Da, da. Știi de ce? Pentru că uh, momentele comice sunt triste, de fapt. Hai să ne uităm, să gândim... Stan și Bran. În momentul în care își trag pantalonii și rămâne în chiloți. Vine la și îi trage pantalonul. Rămâne la în chiloți. Uh, în ce situație îl pune pe ăla? Jenantă. Jenantă. Și ăla se îi trage și lui pantalonii. Dar asta în ce situație rămâne? Șerată. Cu toate că lumea stă și râde. Ai, aici, aici, asta e marea finețe, știi? Lumea nu se... Acum niciun, niciunul nu se strâmbă. Toată lumea așa și îl vede. Păi, da, ia stai și tu așa, știi? Deci, uh și comice sunt în mare dramatice, cu dramatisme, cu, da. se, se, refer referă la dramat, situații Am dramatice. Da, exact. Uh, știți ce vreau să vă spun că uh, avem niște oameni care sunt partenerii noștri și sunt cei de la Sanador ei spun domne sănătatea ca stil de viață noi asta vrem uh, să promovăm uh -huh. și uh, atunci pentru că ați venit invitat la podcastul nostru avem pentru dumneavoastră un voucher uh, pe care puteți să-l folosiți pentru analize pentru oh. investigații medicale la prietenii de la Sanador da, ca să da. acasă la Măruță și cei de la Sanador oh, așa rămână. Pentru dumneavoastră, pentru că poate vă e de folos. Eu sper să fie de folos, că... Eu sper să, să, să nu vă fie decât preventiv, așa, adică da? să, doar un set de analize să vedeți cum Stau, stați. Sau să mă duc la el și zic, fii atent ce am, dar nu vi vin la voi. Da, da, exact. <laughs> Pe principiu să nu atrag. Mă vreți bolnav, ai? <laughs> Mulțumesc să una. Dar, cum să spun... Mi-aduc aminte când am uh, făcut vizita medicală pentru ferma vedetelor și am fost noi acolo, toți candidații ăștia care intram acolo și am fost mă, -am luat la toate, am făcut toate analizele. Și uh, cum să spun, oamenii uh, amabil cu noi și vedeam acolo câtă, câte cozi erau, dar noi am intrat, așa că. Era parteneriat, era, parteneriat, era contractul nu, și. Era da. contract și. Și de atunci m-am simțit bine acolo, știi, dar. Uh, E... uite, o să o pun așa și sunt cei de la Sanador, parteneri, nu știți și uh, dacă simțiți că aveți nevoie de ceva investigații, puteți să mergeți sau doar și preventiv pentru că e bine să avem așa grijă de noi. Da, 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 da. Da. Popa, am un test și pentru oamenii de aici din echipă, dar și pentru dumneavoastră. Da. Uh, vreau să vedem uh, și să vă cunoască și cei de aici și toată lumea cât mai bine și vreau să vă întreb și îmi răspundeți dacă da. e așa. Înălțimea, un metru Da sau nu? Hai să mergem pe 69. M-am dat eu mai mare. Prima soție era mai înaltă și o făceam, fă -te că te uiți pe jos. Mm. Ca să vin și eu la... Era mai înaltă codruța? Cu vreun centimetru, doi, dar eu nu putea să mergă. Dacă își mai punea și tocuri? Era nenorocire. Cu, uh, drăguța cum e? E mai micuță. Și crenguța cum era? Care e crenguța? Aia dacă nu era codruța. A, nu, nu. E... Ce ai micuță? A, colega de la... Ce glumeam noi? Da, da, da. Noi era cam... Era... Da, tot așa, nu, nu era cât mine, dar aproape așa. Eu nu sunt un om înalt. am zis să facem ca o fișe pentru da. ca la sanador, dar înălțimea ca la medic. Da. greutatea între 90-95 de kilograme? Pune 100, hai să verificăm cântarul. <laughs> 100, da, să-l verificăm. Da. Mărimea la palton? Aici, nu. 56? Pune 58. Bravo. La pantofi, 42? 42. 42, adevărat, mă, bravo. Vedeți? Bun, gata, am trecut fișa și mergem mai departe. Vă mai ceți vreo aminte, vreo replică din la blog? Pe alea, când mă bătea American, ai, mă, American!

Mă, mă guduream până lângă ele. Dar aia cu... Când te de peste cozoroc, aia cu... Neapopa, ia, hai, Ia, hai, ia, asta. Dar l avem pe Florin aici, vrem să vedem, el este Neapopa 2023. Așa, da? Bun, și... Baftă. Ba... și cum se face? Deci cum de A Ține așa ca invers, nu? Făcea, când făcea americanul să cu, cu dreapta. Păi, acum, fac așa? Nu, dar așa ușor. Ia, neapă, ia. Ne -a. ușor, mă, ușor, așa, cu mâna. Hai, mociucu! <gri> <gri> ba, ba, că te-ai ia, 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 te ia, uite. te-ai te-ai uitat, Hai, ai uitat, <eu> <gri> de <-aia> de <gri> ai uitat, aici ai uitat, te mare efect pentru public mare de mare efect pentru public asta când, când și când zap, Ia haina, popa. Op. Le plăcea. Era un nenorocirul, Haideți să întrebăm aici, să vedem cine știe, să le dăm o sticlă de vin și oamenilor care sunt în echipă, dacă răspund corect la întrebări. Da, să vedem repede. Haide, poza-și da tu, bagă că greu, haideți să vedem cât de bine te descurci și tu. Ce joburi ce job au avut Nelu și Costel în la bloc? Taximetriști. Erau marfa. Erau cu mobilă. Da. Deci. Care e răspunsul corect? Cu, 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 mobilă. Păi Nelu era taximetrist. Nu, era taximetrist și Costel era, lucra la magazin la asta da. cu, cu Lili și el era un căra pe acolo ceva. El... Că el... <gâng> pe a și când... bine, pe urma au avut, a da, fost da, da, firma dar, lor cu... A deci vezi că oamenii știu, deci da, da, aproape au trecut testul, aproape. Deci taximetrist, polițiști și curieri. Au fost polițist. Nu, polițiștii au fost în final. În final, deci... după taximetrii au fost curieri cu aia, cu firma NNC acasă. Da. Și pe au devenit uh, co comunitari. Deci, cum se numea, a doua întrebare, cum se numea copilul lui Costel și al lui Lili? Vlăduți. Vlăduț. Vlăduț, au nu. Nu. Andrei. Nu. No. Eu sunt descurs din joc. Cine a zis? Nu, Mihaița? Mihaița? Mihaița. A zis cine a zis Mihaița? El. Eu. Mireici. Bravo, Pozașule. Ai din partea noastră 10 puncte și o excursie la Cojogna. Mergem mai departe. A, 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 la un moment dat ați avut că un avionul care călătorea gașca la bloc s-a prăbușit. Unde, aju unde ajunseseră aceștia? Eu să răspund? Nu, ei sunt, ah. dacă știe vreunul. În junglă. Unde? Africa. Unde? Africa. unde? 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 Zi țara. la Nu, eu cred că, cred că au ajuns pe plajă undeva în Bali. Nu, nu. Erau în Africa. Dar da, unde, în Florin? Africa, da. În Kenya. Kenia. Bravo, foarte bine. Da, à, cum o chema pe prima soția lui Nelu? Nu era Bela, era? Suzi. Suzana. Da, Bravo, da. mă puzași bine. Uh, care e actrița care a lăsat Lefter <demus> pe american în serial? Și ăsta e testul și pentru cei de acasă care urmăresc podcastul ul pe YouTube și răspund nu știu cum o chema. Nici eu nu știu Bianca. Mă, uite, vezi? Bianca. Bă, de Aia, ca și un ca și un și era Bianca. Am fost mare. fan. Uh, bun cine era fica lui Nelu? Mimi, Adina sau Roxana? Vă las pe voi aici. Că Zi, Florin. Mimi. Mimi. Corect, nu? Corect. Corect, bravo. Deci testul este și pentru cei de acasă care ne urmăresc în timpul ăsta la podcast. Peste cei de dea americanului Neapopa de fiecare dată când greșea, am fost clar cu Basca, s-a văzut. Și altă sancțiune, m-a luat de gât și m-a... Ah, mă, bine că aici au lucrat amândoi, că nu... Vă, vă, Dar... mai, vă mai, uitați acum în reluare la, la episoade? Vă place? Vă să, vă... Da, să știți că sunt... Uh... Nu, toate mi-au plăcut. Sunt unele pe care uh, nu, le, mă, mi, nu mi le mai amintesc, da. Și zic, ia uite, bă, ce se întâmplă. Mai ales pe la începutul pe acolo, știi? Și era un băiat la uh, Jerry, lari, Freddy, Larry, Freddy. Da, ăla, Larry, Freddy, da. A jucat și el în primele episoade cu noi. Ăla era domnul Gigi. Și, doamne ce râdeam cu ăla, că nu prea avea ținere de minte. Și, formă, dar era frumos, era cu ochelari, cu dinastă, cu dioptii serioase, cu sifoane din asta, știi? Și era o, era o ciudățenie așa în bloc. În blocul nostru. Avea... Știți că multă lume întreba, întrebat, domnule, unde se filma la vreun bloc, în vreun cartier, în vreun sector? Nu, nu, s-a filmat, deci, uh, blocurile astea de pe călăraș, parcă da, da. Uh, erau din ale, albastre, bleu. Da. bleu, nu albastre. Și alea s-au filmat, sau exterior. exteriorul și totul era înăuntru, în, în platou. În platou, la buftea. La buftea, da. Deci blocurile erau filmate pe exterior, ca pe și cum ar exterior, fi în... Uh, sigur. Acolo, într-un bloc, tot într-un... se întâmplă acțiunea într-un bloc, dar, de fapt, acțiunea era într-un uh, studio la buftea. Plus uh, barul. Barul a fost filmat exteriorul unui bar. Uh, și înăuntru s-a filmat barul, barul, altceva, alte... Totul era în studio. În acolo. studio. Filmați fia... mult atunci. Da, păi, fii cum era platou așa, era de, deci, cum ar veni, într-o parte era blocul și într-o parte era vacanța mare. Iar... Nu filmam mai unde, că nu se mai putea, nu ne auzeam și n-avea rost. Când filmau unii, când da, alții. Da, da. Alături, în continuare, deci, da, era vacanța mare. Și ăștia au fost... Istorie. Da, 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 da. Istorie și ei și la blog. Eu mă bucur mult de tot că ați acceptat să veniți la podcast și mă gândeam că dacă tot v-am ținut, uite, suntem de oră jumate aici la filmare, să nu plecați cu mâna goală la drăguța. Vreau să-i duceți un parfum. Dar cine să mă duc de aici, mă? <laughs> Ai ah, de mine cum Vreau uh, să, să vă spun uh, ce ei sunt prietenii noștri de la Morf, mm -hmm. iar uh, de fiecare dată când avem câte un invitat, sunt primii care ne spun: Domne, uite, credem că parfumul ăsta li se potrivește. Iar acum, de deci este unul dintre parfumurile noastre preferate? Băi, oameni buni. Știi ce avem, nu? Nu două. Deci nu do care înseamnă învăluitor, senzual, potrivirea perfectă între, uh, între un parfum persistent și seducător pentru spirite îndrăznețe, că toată viața a fost îndrăzneț. E unisex asta. Ah. Oh, ai, mamă, deci ăsta e, e, e preferatul nostru. Deci, noi aici la podcast, mm. echipa, suntem mm. fani uh, parfumul morf, Tare. morf, uh, nudo. Deci. Nu dați greș, credeți-mă, sex iată. Uh -huh. uh... S-a stins și becul de la masă. Uite aici. De la miros. De la miros, a... a căzut. Deci ăsta e parfumul, de fapt, să îl dați drăguțe. Da, că îl dau, îl dau. Dar vreau să... Când ne-a zis mă cineva, la un moment dat face, bă, dacă chiar e parfumul cutia. Da, domne, e uite-l așa frumos aici și și miroase într-un fel anume. <feathers> să știți că mă bucur mult că ați venit, sincer. Vă apreciez foarte mult pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră și pentru toți ce ați făcut. Și, uh, mă bucur mult că, că ați fost astăzi la, la noi, la podcast. Păi mi-au făcut plăcere și m-am Ce-am aminte, că odată l-am sărbătorit pe americanul, era ziua lui da. de -a. naștere, sau nu Nu, e ziua lui... Da. da, era august. E, și ne-am dus pe, pe un bloc, ne-am urcat acolo pe la. Pe tot pe care un... Tot pe tot care Da, așa, așa, ne-am urcat pe sus pe un bloc, acolo. El nu știa despre ce e vorba. Să facem și, un grătar. Și da, hai să facem un și acolo era ce trebuie, știi. <gătări> Dumneavoastră aveți conturi de Facebook, de Instagram? De Facebook. Și cum vă că poate căuta lumea pe Facebook? Tudorel Filimon? Pe Facebook. Uh... Filimon Tudorel. Deci Filimon Tudorel pe Facebook, da. pe Instagram, nu? N-am Instagram. Ca să lăsăm în descriere aici contul de Facebook. Nu, am De Instagram, -am. nu? Dar să ne arătați uh, ca să știm că lumea, dacă vrea să, vă, să vorbească cu să se vorbească. Dacă nu, să vă caute și la teatru. La teatru independent. Acum nu. Acum uh, repet un spectacol. Deci da. uh, uh, nu am un teatru al meu, pentru, adică un teatru în care... Uh, să fiu găsit 100%. tot timpul, da. sau 100%. Spectacolele merg peste tot. Merg peste tot, dar unde repet, acum repet, la piața cu Gălnicianu e un spațiu acolo, un spectacol nou care se cheamă Pecitorii. joacă și colegul meu de vârstă și generație Eugen Cristea și alții... Vasile Filipescu, ce a fost la, la voi, la era la acasă. Da, da. Era coordonat acolo, în fine. Și cu alții băie, copii tineri care. Asta care le joc, deja le-am repetat. Dar fiind un pensionar, nu am un loc stabil unde, să unde mă puteți găsi la teatru. Un teatru, că. na, M-a dat afară calculatorul. Știi, o prostie, știi. Bă, jos până mor, mă, că de-aia te-ai făcut actor. Dar așa, uite că vezi că murim acasă, te iau durerile. Poate nu <gântu -i> mă îmbolnăveam dacă nu mă dă de afară calculatorul. Dar nu știu asta cu calculatorul, cum adică? Pe când vine ziua ta de, cum fi, de, de pensionare da, da. legală, nu așa să... În alt motiv, nu, legal. Și omul, îți te duce acasă. Nu mai figurezi, știi? Bine, cât se spune de la început, mă vezi că ești la pensie și faci toate alea pentru... Actele. Arte, tot ce trebuie. Te dă calculatorul, nu mai e ca înainte, anunțat de la pe personal, nu? Nimic, poc. Și nu numai eu, toți care ajung la vârstă. E grea pensia? E grea, de asta De-aia trebuie să o faci frumoasă. Trebuie să... Pentru că dacă am muncit o viață întreagă și am stat prin hoteluri și prin trenuri și prin... Că, și în și, și, în avioane, dar -acum, acum ce să fac? Să, să mă, mă la 12? Nu pot, nu... Nici la... Când lucram la, 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 bloc, mă scolam la ora 5. La 6 mă aranjam, nu știu, mâncam ceva. Mă uitam pe text, că aveam două episoade de, de, filmat? de filmat. Mă uitam pe ele, și plecam la șapte, plecam ca la opt, nu la... Nu, cred că la șapte jumate plecam, că traseul, da. da, traseu, nu știu trafic. Ca la nou, eram acolo. Costume, machiaj, repetiție De. și la zece începea. Să știți că ne a făcut uh, multe zile frumoase, fie cu la blog, fie cu piesele e, de teatru, fie cu Arlechinu de la TVR, uh, cu toate și vă mulțumim mult de tot și eu zic să aveți, să aveți aceeași energie și aceeași forță să mergeți mai departe. Să dea, eu și vă, vă urez o uh, uh, emisiune frumoase și de mult vreau să Nu ne-am fost eu dacă n-am mai călcat. A, ah, stai puțin că nu, 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 știu că v-a spus americanul. Uh, după ce am plecat noi din Pro, da. Știu. Băiatul ăsta mare care e operator, lucra la, la un pas înainte, făcut de, era cu spaniolul ăla, sau un. Da. Nu mai știu. Dar care e băiat? Nu, al meu cel mare. A, băiatul dumneavoastră, cel copilul mare. dumneavoastră, da, da. Lucra la Era operator acolo, Dar, asistent. Cum un pas un cum, pas înainte. Un da, un pas înainte, nu? Un cum pas înainte? Un pas înainte? Era tot Românește totul Românește un șut în curs și tot ce cașbii ca, zbici, A, Așa, că, să lasăm ne înțelegem. Așa. Și în momentul în care am plecat noi de acolo, fiul meu n-a mai făcut parte din uh, echipa de filmare și eu, noi, ăștia trei, am avut uh, asta, un non, uh, non persoane, persoane non-grata L-am mai călcat acolo mult. Da, dar s-a terminat povestea Adi. din moment ce a fost și la fermă. Eu vorbesc așa. din uh, 2007. Adi. nu. Da. Nu, nu. Uh, de acum 16 ani. Aproape 16 Vă mulțumesc mult de tot, sănătate, sănătate. și Sâmbureștiul e al dumneavoastră. Să știți, <laughs> da? Doamne ajută! Trăiască Sâmburești! Vinul de bază al unei beții frumoase. <laughs> Mulțumim <laughs> mult de tot! Nu, și eu vă mulțumesc!